despre un proiect de 30 de kilometri de lungime, drumul județean 242, o zonă unde am avut foarte mari probleme de-a lungul timpului cu alunecările de teren, o turnată trotuarele, deja s-au făcut șanțurile, accesul la proprietățile oamenilor s-au construit. Domnule președinte, se lucrează și astăzi în plină zi de vară și nu împiedică faptul că ne apropiem de campania electorală. Nu există termenul de campanie electorală când vorbim de proiecte pe fonduri europene. Vorbim despre un proiect de 30 de kilometri de lungime, drumul județean 242 între Foltești, Măstăcani, Fârțănești, Târgu Bujor până la Vârlezi. Este un proiect cu finanțare europeană, unde Consiliul Județean are o cofinanțare de 2%. Alături de mine este și domnul viceprimar Moraru Gigi. Avem un parteneriat cu primăria Foltești. Suntem în parteneriat cu primăria Foltești. Astăzi, acum suntem în comuna Foltești. Se toarnă stratul de uzură pe drumul județean 242. Este un proiect în valoare de peste 72 de milioane de lei, adică peste 720 de miliarde. S-au schimbat toate podurile, s-au schimbat toate podețele, s-au regularizat albii, s-au făcut șanțurile laterale, s-au făcut podețe, acces în curțile la proprietățile oamenilor, s-au făcut trotuare, s-au făcut piste de biciclete. Adică un proiect și un drum adus la standarde europene și, bineînțeles, un drum care nu a mai fost refăcut și nu a mai fost modernizat poate de peste 30 de ani. Spuneau oamenii de aici că peste 30 de ani sunt de când nu au mai văzut acest drum, o reabilitare și o modernizare de anvergura asta. Nu poate decât să mă bucure. Încă o dată revin la ce m-ați întrebat. Aceste proiecte nu au nicio legătură cu campania. Noi nu facem proiecte și noi nu facem dezvoltarea județului doar atunci când este campania electorală. La aceste proiecte muncim de 4 ani de zile. A trebuit să depunem dosarele pentru a obține finanțarea, procedurile de achiziții, lucrările de infrastructură. Adică sunt lucrări care au început, sau mai bine zis, această lucrare a început încă din 2019 și va fi finalizată în toamna acestui an 2020, spre sfârșitul anului 2020. Sunt lucrări ample, deci ca atare nu are nicio treabă cu campania electorală, ba mai mult de atât, trebuie să respectăm un grafic de implementare al proiectelor pe fonduri europene. Nu ne putem permite, pentru că dacă nu ne încadrăm în graficul de implementare și în contractul semnat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru finanțarea acestui drum, nu putem să, bineînțeles că vom fi sancționați și la următorul exercițiu financiar vom avea probleme în depunerea proiectelor europene. Deci, trebuie să stăm călare pe constructor. Nu tot timpul dialogul dintre noi și constructor este cel mai bun sau cel mai prietenos. Important este ca lucrările să iasă de calitate, important este ca din acest dialog în contradictoriu, ca să nu-i spun altfel, contondent cu constructorul, să aibă de câștigat cetățenii județului Galați și să avem de câștigat cu toții, pentru că asta este scopul. Și încă o dată spun că toate aceste proiecte nu ar fi fost posibile dacă nu aș fi avut lângă mine o echipă la Consiliul Județean, o echipă de oameni serioși, o echipă de profesioniști, dar bineînțeles și aportul adus de către primăriile cu care avem parteneriate, cum este Folteștiu, cum este Măstăcanu, Târgu Bujor și Vârlezu, pe acest drum de 30,7 km lungime. Ce să spun? Mă bucur că am reușit, mă bucur că în momentul de față se lucrează, mă bucur că cetățenii și le mulțumesc că au înțeles că nu se poate face și fără puțin deranj, dar
În maxim o lună, două, deja vor merge pe covor asfaltic, vor merge pe un drum modernizat de aici încolo, iar aceste drumuri au ca termen de garanție că unii mai sunt cărcotași, așa spun, domnule, lucrări de mântuială. Nu, sunt lucrări care au termen de garanție 10 ani de zile. Dacă constructorul îmi dă termen de garanție 10 ani de zile, nu poate să-și permită să vină să facă o lucrare de mântuială. Exact cum a zis și domnul președinte, reabilitarea acestui drum s-a făcut aproape 30 de ani. Vă dați seama că este foarte greu ca să mergi pe un drum cu gropi și astea, acum se circulă foarte, foarte bine și o să circule foarte bine. Toți locuitorii comunei sunt mulțumiți de această finanțare și de această reabilitarea drumurilor. Mai sunt și cârcotași că podul nu a ieșit cum trebuie. Ăsta, să aibă răbdare, eu îi rog foarte mult să aibă răbdare că acest proiect când o să se termine, o să fie tot ok și o să fie mulțumiți de acest proiect. Drumul județean 242 este doar unul dintre drumurile atinse de șantierele Consiliului Județean. Șantierele continuă și pe celelalte drumuri. Drumul județean 242 cu o lungime de 30,7 km este unul dintre drumurile sau este una dintre lungimile dintre cele 350 de km de drum județean pe care sau 350, din cei 350 de km de drum județean pe care îi reabilităm și îi modernizăm. Da, este, aș putea spune, doar o parte din ceea ce înseamnă dezvoltarea județului, dar așa cum spuneam, practic suma asta de 72 de milioane de lei, 720 de miliarde de lei vechi nu înseamnă practic doar modernizarea acestui drum, nu înseamnă doar condiții mai bune de trafic, nu înseamnă siguranță mai bună în trafic, înseamnă și o infuzie de capital în județ, pentru că sunt fonduri europene, înseamnă locuri de muncă, înseamnă taxe și impozite la bugetele locale, înseamnă dezvoltare economică a județului Galați. Era asfaltul mai crăpat pe aici, pe acolo, se mai cărpea, se mai... Da, așa. E, acum, dacă se face o lucrare foarte bună, cum trebuie, da. Vă place și era nevoie, da? Ne place, da. Dar eu, bătrân, de aici încolo, să fii sănătoși ăștia care trăiesc și să aibă grijă de această comună și de toate ce se fac, că costă bani grei. Și noi bătrânii am făcut cât am putut.
Suntem pe 242 la litera M, o zonă unde am avut foarte mari probleme de-a lungul timpului cu alunecările de teren. Au fost foarte multe accidente aici. Tot timpul au fost cedări în fundație, pentru că fiind aceste maluri atât de mari, în momentul în care ploua, se făceau foarte multe rigole, ravene, se colmata drumul, nu reușeam, sau nu, în anumite situații nu se putea circula, pentru că era foarte mult potmol pe drum. Într-adevăr, o zonă foarte grea, dacă vă uitați, arată exact parcă am fi pe cheile Bicazului, cam atât de strânse sunt curbele din zonă și cam așa de mare este diferența de nivel și panta foarte mare, și a trebuit să consolidăm, în primul rând, să consolidăm drumul. A fost săpat la 2 metri adâncime și s-a turnat centură de susținere al drumului, de consolidare, astfel încât să nu mai avem probleme cu alunecările și cu cedările în fundații. Credeți-mă că nici eu, acum câțiva ani de zile, nu credeam că o să reușim să facem niște lucrări atât de ample în această zonă. Erau necesare, pentru că de la an la an au apărut tot mai multe probleme din cauza solului, din cauza cedărilor în fundație, și atunci păreau și foarte multe, au fost și foarte multe accidente, din păcate, și ne bucurăm că am reușit în momentul de față și reușim, sper eu, ca în 2 luni de zile să redăm și să turnăm și stratul de asfalt, să finalizăm cu consolidarea așa cum ne-am propus și să redăm în circuitul rutier tot drumul județean, inclusiv această porțiune de litera M între Târgu Bujor și Vârlez, participanților la trafic. Da, într-adevăr, mă bucur. Uitați-vă câtă desfășurare de forțe, câte utilaje, câte materiale de construcție. Peste 200 de oameni numai pe acest drum. Deci vorbim de peste 200, aproape 300 de oameni doar pe acest drum, pentru că sunt 3 firme care lucrează. Zeci de utilaje care în momentul de față își desfășoară activitatea aici. Cum să nu te bucuri? Cum să nu te bucuri când vezi că se face ceva, când vezi că se lucrează și când vezi că oamenii sunt mulțumiți? Care este importanța drumului județean 242 la nivel de infrastructură rutieră a județului Galați? Păi gândiți-vă că toată zona de Valea Prutului, adică între drumul județean DN26, care duce spre Vama Oancea, și drumul național DN24 prin Cuca, între cele două drumuri, între cele două artere, este drumul județean 242, de la Foltești, Măstăcani, Viile, Târgu Bujor, Vârlezi, până la ieșirea din Vârlezi la DN24. Am putea spune că este artera de mijloc care face legătura între zona de Valea Prutului a județului și mijlocul județului Galați. Este un drum foarte folosit, pentru că toate localitățile din zonă ajung la Târgu Bujor pentru judecătorii, pentru trezorerii, pentru direcția de finanțe. Adică sunt multe instituții la ora actuală în Târgu Bujor, iar toți cei din zonă ajung la Târgu Bujor pe acest drum. Unde urmează să mergem? Urmează să ajungem la Vârlez, să vedeți că pe fiecare tronson, deci nu există tronson, adică în Foltești, ați văzut, se lucrează. În Măstăcani, desfășurarea de forțe, se lucrează. În Fârțănești, se lucrează. În Târgu Bujor, ați văzut că se lucrează. La ieșirea din Târgu Bujor, litera M, se lucrează, sunt zeci de utilaje. În Vârlez, vreau să vedem și să-l arătăm oamenilor că și acolo se lucrează. În ce stadiu sunt lucrările aici, domnule președinte? Aici sunt destul de avansate, pentru că deja s-au turnat trotuarele, deja s-au făcut șanțurile, accesul la proprietățile oamenilor s-au construit. În momentul de față se toarnă stratul de uzură, astfel încât mai sunt câteva finisaje de făcut și sperăm noi ca în 2-3 săptămâni să finalizăm toate lucrările pentru în interiorul comunei Vârlezi. Recunosc că am avut puține emoții, pentru că la început
Constructorul mi-a dat un termen de sfârșitul lunii septembrie, dar după ce am avut niște discuții mai aplicate pe proiect, recunosc că am reușit să ajungem la înțelegere și să nu fie sfârșitul lunii septembrie, să fie sfârșitul lunii august, să încheiem lucrările în interiorul comunei Vârlez. Și mă bucur că și domnul primar Patrick a fost alături de noi, a fost alături de mine de acest proiect. Avem un parteneriat, așa cum spuneam, și cu Vârleziu, pentru că e nevoie, eu am spus-o întotdeauna și o repet, tot timpul cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine, cu atât găsim soluții mai bune, mai rapide și mai eficiente, pentru că o singură persoană nu are cum să le știe pe toate. Și de aceea, de fiecare dată, am ținut ca în toate proiectele mari ale Consiliului Județean să vină alături de Consiliul Județean și primarii. Prin interiorul comunilor facem drumuri județene, dezvoltăm drumurile județene și le reabilităm, pentru că ei știu cel mai bine, iau feedback din partea cetățenilor cel mai bine și atunci ei la rândul lor ne transmit sau îmi transmit ce își doresc cetățenii. De aceea îi mulțumesc domnului primar că s-a implicat și dumnealui și o parte din echipa din primărie a fost implicată, pentru că a fost nevoie de autorizații, de avize și anumite hârtii pe care a trebuit să le punem la dosarul de finanțare, pentru că este un proiect cu finanțare europeană, așa cum am mai spus, și ca atare nu pot decât să spun că mă bucur și sper ca în cel mai scurt timp cei din Vârlez și nu numai cei din Vârlez, pentru că drumul județean 242 iese în drumul național DN24, mai sunt câțiva kilometri până la Bârlad și este unul dintre cele mai tranzitate drumuri, mai ales pe timp de iarnă, când drumul național DN24 este închis, drumul județean 242 este drumul pe care se circulă cel mai intens și zic eu că în cel mai scurt timp îl vom reda așa cum trebuie, în circuit așa cum trebuie și cum trebuie să fie, calitativ și să corespundă din toate punctele de vedere. Încă o dată vreau să mulțumesc și domnului primar pentru implicarea totală în acest proiect. Domnule primar, ce spun oamenii în Vârlez? Sunt mulțumiți de lucrare? Vreau să vă transmit mulțumirea cetățenilor din comuna Vârlez. Vă apreciază foarte mult, vă respectă, pentru că sunteți un om de cuvânt. Sunt mulțumiți de această lucrare, de acest drum care era musai de construit și așteptăm finalizarea lui. Domnule președinte, mai urmează și alte proiecte? Doamnă, să știți că nu ne oprim, abia am căpătat gustul dezvoltării județului, abia am, în primul mandat am învățat care sunt pașii, care sunt drumurile, care sunt ușile care trebuie să deschise pentru a aduce finanțare cu fonduri europene în județul Galați. Și cu ajutorul gălățenilor, cu sprijinul lor, vom continua ceea ce am început și, bineînțeles, vom demara și proiecte noi de dezvoltare a județului Galați cu finanțare europeană, pentru că am spus-o și o repet, dacă la începutul anului eram puțin mai sceptic, așa, pentru că bugetul pe 2020 a fost cu 23 de milioane de euro mai mic decât cel din 2019, lucru care a compensat sau ceea ce a compensat la bugetul Consiliului Județean au fost tocmai aceste fonduri europene pe care le-am adus la bugetul Consiliului și pentru județul Galați. Am spus-o și o repet, o infuzie de fonduri europene în județul Galați nu înseamnă doar dezvoltarea infrastructurii rutiere sau dezvoltarea infrastructurii în sănătate, înseamnă și crearea de locuri de muncă și, bineînțeles, taxe și impozite pentru județul Galați și o dezvoltare a județului Galați. Și eu sunt curioasă ce înseamnă de fapt și de drept discuțiile acelea aplicate cu constructorul. Nu putem spune chiar tot din casă, dar sunt sigur că și sper să nu spună nici ei, pentru că nu sunt cele mai principiale discuții. Dar probabil sunt necesare. Vă dați seama că dacă nu ar fi fost astfel de discuții, astăzi nu am fi vorbit de aproape 300 de oameni pe drumul județean, doar pe o singură porțiune de drum, pe un drum județean de 30 de kilometri, aproape 300 de oameni cu câteva zeci de utilaje, o desfășurare, cred că sunt peste 100 și ceva de utilaje, de la Foltești până la ieșirea din Vârlez pe drumul județean. Așa cum am spus, ați văzut în fiecare localitate, sunt utilaje. Asta înseamnă discuțiile aplicate.